Sfaturi pentru copii: să cunoască numele, adresa și numărul de telefon, să nu stea de vorbă sau să accepte cadouri de la persoane necunoscute, să nu deschidă ușa persoanelor necunoscute, indiferent de pretextele pe care acestea le invocă, și să nu dea date despre plecarea părinților de acasă pe perioade mai lungi de timp sau despre programul de lucru, să nu se joace în locuri izolate, necirculate, la ore târzii sau pe stradă, să nu poarte la vedere sau să manevreze obiecte de valoare, bijuterii, iPhone, tablete, smartphone, sume de bani și altele, și să nu le împrumute, fie și pentru scurte perioade de timp, unor necunoscuți, să nu se îndepărteze de părinți atunci când se află în zone foarte aglomerate. Sfaturi pentru părinți: nu lăsați copilul să se joace nesupravegheat, învățați-l că are voie să plece doar cu permisiunea dumneavoastră și că trebuie să spună întotdeauna unde și cu cine pleacă. Atenționați-l că atunci când este singur acasă să nu deschidă ușa persoanelor necunoscute. Nu-l trimiteți singur la cumpărături, mai ales în locuri pe care nu le cunoaște. Asigurați-vă că știe numele, adresa, numărul de telefon al părinților. Spuneți-i că nu trebuie să accepte cadouri sau dulciuri de la necunoscuți. Învățați-l că în cazul în care se pierde, nu trebuie să încerce singur să-și caute părinții. Spuneți-i să apeleze la un polițist, o vânzătoare sau un adult însoțit de un copil. Învățați-l să spună cuiva în care are încredere dacă se simte speriat sau amenințat. Asigurați-vă că va o spune întotdeauna nu persoanelor care, sub diferite pretexte, cer să le însoțească. În caz de dispariție, alertați imediat poliția la numărul 112. Fiți un bun exemplu pentru copilul dumneavoastră în formarea unei conduite rutiere corecte. Traversați strada regulamentar, purtați centura de siguranță, respectați viteza legală, folosiți dispozitivul hands-free sau Bluetooth pentru convorbiri telefonice atunci când vă aflați la volan și altele. De asemenea, pentru prevenirea accidentelor rutiere este necesară respectarea următoarelor recomandări: traversați strada numai la culoarea verde a semaforului, pe marcaje și indicatoare pietonale și după ce v-ați asigurat că acest lucru se poate face în siguranță. Pentru mai multă siguranță, treceți prin pasajele pietonale acolo unde acestea există. Fiți vigilenți în momentul în care traversați strada și să renunțați la activități ce vă pot distrage atenția, cum ar fi vorbitul la telefonul mobil, folosirea tabletei, ascultatul muzicii la volum mare și altele. Nu efectuați traversarea străzii în fugă prin fața sau prin spatele autovehiculelor staționate, ori a mijloacelor de transport în comun oprite în stații. La lăsarea întunericului să purtați elemente reflectorizante pentru a fi cât mai vizibili. În calitate de pieton, să vă deplasați numai pe partea stângă a carosabilului.